Aș vrea să încep cu un cuvânt de mulțumire pentru frații care au organizat conferința, și să spun că tema conferinței și conferința este una foarte importantă. Chiar dacă nu toți consideră asta. Vorbeam de ceva timp cu cineva și îi spuneam că vin la conferința asta, zice. Dar ce mai e nevoie de o conferință despre Duhul Sfânt, despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt? Nu ți clar? Mie, cred că mi-e destul de clar, dar mai vreau să învăț totuși. Nu cred că am ajuns să cunosc totul suficient de detaliat. Dar cred în același timp că este o mare lacună în bisericile noastre în ce privește cunoașterea adevărului despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt și de aceea cred că această conferință este foarte importantă și mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze pe cei care ați organizat aici în Zalău această conferință. De asemenea vreau să spun că dacă fratele Beni s-a simțit intimidat, nu știu cum să spun că mă simt eu, Le urmez după fratele Beni, fratele Beni urmează după mine, Cred că mă simt înconjurat, <laughs> înconjurat, în, încolțit, așa, nu înconjurat, și înconjurat și încolțit, dar în sensul bun, în sensul bun, înconjurat de vorbirea în limbi, de darul prorociei, încolțit de astea și trebuie să vorbesc despre darul vindecărilor. Aș vrea să spun de la început că intenția mea este să fiu foarte serios și responsabil față de Dumnezeu și față de cuvântul Lui, dar în același timp să fiu și sensibil și respectuos față de cei care poate n-au aceeași convingere ca și mine sau ca și majoritatea de aici. Unii poate chiar așteaptă o minune dar nu, prin, nu, de la Dumnezeu direct, ci prin cineva care să le, o fac, să le facă o minune. Poate sunt în, într-o perioadă de boală, de încercare, le este greu și ar aștepta, poate pe cineva asemenea, uh, apostolilor, ca în viacul apostolic să vină să-și pună mâna peste ei și să se simtă tămăduiți uh, și să fie tămăduiți. Nu vreau să fiu fără respect, nu vreau să îi atac, ci vreau și aș vrea să-i ajutăm dacă se poate să înțeleagă mai bine adevărul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu. Subiectul meu care mi-a fost propus se încadrează la tema darurilor Duhului Sfânt și aș vrea să spun că sunt și eu cesaționist, convins, cred că anumite daruri au încetat, Anumite daruri ale Duhului Sfânt au încetat. Argumentul cesaționist va fi prezentat mâine în conferință, așa că uh, nu o să uh, încerc să prezint eu argumentul uh, cesaționist. Uh, deja ne-a fost introdus adevărul despre cesaționism. Conform poziției cesaționiste, darurile Duhului Sfânt se împart în cel puțin două categorii. Sunt daruri miraculoase și temporare, aș spune, și noi le mai numim, sau sunt numite în această concepție sau interpretare a darurilor, sunt numite și daruri de temelie a bisericii. Dacă le luăm în cadrul și înțelegerea bisericii, au fost daruri și sunt date pentru a se pune temelia bisericii. Aici intră darul apostoliei, darul prorociei, darul vindecărilor și a minunilor Chiar vorbirea în alte limbi și interpretarea limbilor, vorbirea despre cunoștință, înțelepciune. Toate aceste daruri, eu cred, și conform poziției cesaționiste, credem că au încetat. La sfârșitul viacului apostolic, la încheierea canonului Scripturii. O să auzim mai multe despre asta, argumente mâine. Asta e o categorie de daruri. Daruri miraculoase, temporare. De temelie. Cealaltă categorie, a doua categorie a darurilor spirituale, a darurilor Duhului, este, le putem numi daruri obișnuite, mai obișnuite sau permanente, daruri de zidire a Bisericii, care sunt permanente pentru că ele sunt necesare pentru zidirea Bisericii până Biserica va ajunge la. Înălțimea staturii plinătății lui Hristos la venirea lui Hristos, când Hristos își va lua biserica, ele sunt necesare până uh, la venirea Domnului Iisus Hristos. Subiectul meu pentru această sesiune are de-a face cu un dar din prima categorie, a darurilor miraculoase, a darurilor temporare, a darurilor care au încetat și scopul și intenția mea este să argumentez că acest dar, al vindecărilor, al tămăduirilor, cum este numit în textul nostru, versetul 9 de trei ori se menționează și acest dar. Versetul 9 spune altuia credința prin același duh, altuia darul tămăduirilor prin același duh, versetul 28, din nou, când se spune, când Pavel prezintă o ordine a importanței darurilor Duhului, Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostolii, al doilea proroci, al treilea învățătorii, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor și apoi când pune aceste, acest șir de întrebări retorice în versetul 30, pune întrebarea, toți au darul tămăduirilor? Răspunsul este evident nu, numai unii au darul tămăduirilor și o să vedem cine, au avut, cine sunt cei ce au avut darul tămăduilor. Scopul și intenția mea este să demonstrez că darul nu mai este funcțional, ci este finalizat, încetat. Dar înainte aș vrea să mai fac o distinție care s-a făcut, dar aș vrea să o accentuez și eu cât se poate de clar, să ne fie foarte clar tuturor, să nu plecăm cumva cu vreo idee că noi susținem ceva împotriva supranaturalului, împotriva lui Dumnezeu, împotriva minunilor. Aș vrea să subliniez distinția pe care trebuie să o facem, sau uh, diferența între a crede că Dumnezeu încă vindecă, încă face minuni, încă lucrează supranatural, Dumnezeu lucrează supranatural, face minuni, și așa cum spune chiar din vechime, din salmi, în bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni, tu ne răspunzi prin minuni. În bunătatea lui Dumnezeu ne răspunde la rugăciuni uneori prin minuni. Și noi credem că Dumnezeu încă face minuni. Și o distinție între a crede că Dumnezeu face minuni, credem că Dumnezeu face minuni, dar nu credem că Dumnezeu mai dă darul minunilor și a vindecărilor unor oameni, că încă există. Nu credem în darul minunilor. E o distinție foarte importantă, pentru că mulți le confundă și când aud de cesaționism, zic, bă, voi nu credeți în minuni. Voi nu credeți că Dumnezeu e tot puternic. Voi nu credeți că Dumnezeu încă are putere să facă minuni, să vindece, să... Voi sunteți împotriva minunilor. Nu suntem împotriva minunilor, ci suntem împotriva pretenției unor oameni că încă au darul vindecării și al minunilor. Eu, pot să spun personal și cred că toți cei ce suntem aici cred în minuni, cred că Dumnezeu vindecă, cred că Dumnezeu lucrează întotdeauna supranatural, slăvit să fie El, Amin. dar cred că Dumnezeu este suveran și înțelept și face tot ce vrea în cer și pe pământ, dar nu tot ce poate, așa cum am auzit deja. Biblia spune foarte clar, Dumnezeu face tot ce vrea și ceea ce controlează puterea lui Dumnezeu și activitatea lui în univers, este voința și planul lui Dumnezeu, nu puterea lui controlează planul, dacă ar fi să le punem să le legăm, ci planul și înțelepciunea lui Dumnezeu controlează folosirea puterii sale. De asemenea, când spun că cred în Dumnezeu că face minuni, că este atot înțelept și că Dumnezeu este atot puternic, cred din toată inima că Dumnezeu nu lasă puterea lui sau nu folosește puterea lui la comanda mea, la comanda sau la cheremul vreunui pretins vindecător. Ci Dumnezeu își folosește puterea lui în mod suveran pentru a face lucrarea lui, minuni după voia lui la timpul lui pentru slava lui. Astea fiind spuse, aș vrea să vă îndrept atenția spre prezentarea pe care Vreau să o am despre darul vindecărilor. O să am câteva părți, patru majore. În primul rând, o să dau o definiție a darului vindecărilor. Apoi o să ne uităm, în al doilea rând, la darul vindecărilor sau vindecarea în lucrarea Domnului Isus și darul vindecărilor la Apostoli, în viacul Apostolic. În al treilea rând, o să încerc o demontare a argumentelor principale invocate de pretinși și vindecători de astăzi și de cei care pretind că încă este funcțional darul vindecărilor și apoi ultima parte, o demonstrare sau o dovedire biblică a încetării darului vindecărilor. Mai întâi, așadar, definirea. Definirea darului vindecărilor. Ce este darul vindecărilor? Când vorbim despre darul vindecărilor, despre ce vorbim? Vorbim despre o abilitate, o putere dată de Dumnezeu, o putere care conferea unei persoane abilitatea să vindece pe altul. Când vorbim specific despre darul vindecărilor, să vindece altă persoană bolnavă fără mijloace medic, medicale, farmaceutice, ci direct prin puterea divină, fie printr-o atingere a punerea mâinilor, cum a fost și textul din Marcu, vor face vindecări prin punerea mâinilor, fie prin cuvânt. Doar au zis, vă aduceți aminte, fapte, capitolul 3, în numele Domnului Isus Hristos, ridică-te și umblă, ologul de la poarta frumoasă, apostolul Petru, doar prin cuvânt. Prin cuvânt a, a manifestat această putere. Însă, vedeți, chiar și în aceste condiții, darul vindecărilor, când era funcțional și operativ, nu era interzisă folosirea medicinei și a mijloacelor medicale pe care le aveau atunci. Gândiți-vă la Apostolul Pavel care în acest viac apostolic îi recomandă lui Timotei în 1 Timotei 5 să folosească vinul ca și medicament pentru boala lui de stomac. Nu era împotrivă, nu era, nu era contradicție să ai darul vindecărilor, să existe darul vindecărilor și să, să folosești mijloacele medicale sau medicamentele care exista. Așadar, o abilitare divină de a restaura sănătatea fără să fie necesar neapărat un răspuns al credinței de la cel vindecat. Uneori exista acest răspuns, alteori nu. De asemenea, acest dar era și unul de autentificare a lucrării apostolice. Și o să vedem mai târziu că darul acesta este restrâns la apostol și foarte strict la cercul lor. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 12 cu 12 semnele unui apostol le-ați avut printre voi prin minuni, puteri și anumite semne făcute, semne minuni și puteri pe care le-a făcut în mijlocul Corintenilor. Aceasta este darul, era dat ca o abilitate specială de la Dumnezeu, dat în mod suveran unor persoane, în mod special apostolii, limitat la apostol și în viacul apostolic pentru a restaura sănătatea unor oameni bolnavi fără medicamente și uneori chiar fără un răspuns al credinței. Nu era condiționat de darul credinței de la cel care avea nevoie de vindecare. Și în mod suveran, vă aminte, vă mai dau un exemplu, în fapte 14, când Apostolul Pavel predică în uh, truna din cetățile Galatiei, uh, vede acolo un om care încă nu era nici credincios, nici mântuit și uh, îl vindecă în, în puterea pe care o avea și în darul acesta al vindecărilor. Acum aș vrea să uh, trec puțin la a doua parte, să merg spre a doua parte, darul vindecărilor la Domnul Isus și la apostoli. Uh, bineînțeles, când vorbim de Domnul Iisus Hristos, vorbim uh, de Dumnezeu Fiul, a doua persoană a Sfintei Trăim și nu vreau să deviez, dar uh, e un subiect uh, interesant în ultimele dezbateri teologice cu privire la persoana Domnului Iisus Hristos. Uh, discutam cu cineva dacă Domnul Iisus Hristos a făcut în timpul întrupării sale și a vieții sale pe pământ vreo lucrare, vreo minune, prin folosindu-și divinitatea lui sau toată lucrarea a fost făcută prin puterea Duhului și prin prezența Duhului. Este evident din Evanghelie însă că Domnul Iisus Hristos, deși n-a încetat nici o clipă să fie Dumnezeu, a făcut lucrarea lui de vindecare, dacă ne gândim la lucrarea de vindecare, folosindu-se sau în puterea și plinătatea Duhului chiar le spune în discuția cu uh, fariseii și saducheii care îl atacau în Matei 12 cu 28, uh, care îi spuneau că scoate demon și face minuni cu ajutorul lui Belzebul, Domnul Dracilor, Domnul Iisus le spune, dar dacă eu fac minuni cu Duhul lui Dumnezeu și scot dracii, atunci înțelegeți că e împărăția lui Dumnezeu aici, în mijlocul vostru, Bineînțeles că modul acesta de a pune problema a Domnului Iisus Hristos, de a, a discuta cu ei, ne arată că el într-adevăr făcea minunile prin unirea sa cu Duhul Sfânt, prin puterea sa de la Duhul Sfânt în viața întrupată, prin faptul că era Dumnezeu întrupat, era împărăția lui Dumnezeu în mijlocul lor. Sursa minunilor Domnului Iisus Hristos a fost unirea sa cu Duhul Sfânt, unirea sa... Ontologică, divină, dar uh, evidentă prin răspunsurile sale și prin anumite precizări ale Evangheliei. Vedem, de asemenea, dacă ne uităm la Domnul Isus Hristos însuși, vedem și dacă ne uităm la ce se spune despre El, care a fost scopul minunilor Domnului Isus? A vindecărilor, într-un mod special. Vă aduc în atenție un singur exemplu. Sunt mai multe. Înainte aș vrea să citesc ce spune Petru, cum interpretează Petru minunile Domnului Iisus Hristos în ziua cinzecimii. Faptele Apostolului, capitolul 2, versetul 22 și 23 spune Apostolul Petru în ziua cinzecimii. Bărbați izraeliți, ascultați cuvintele acestea pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Notați în mod special ce spune Petru, pe omul acesta a confirmat de Dumnezeu. Scopul minunilor prin minuni, semne și puteri, spune Petru. Scopul minunilor Domnului Iisus Hristos au fost să confirme identitatea și autoritatea Lui. Domnul Iisus Hristos a făcut minunile pe care le-a făcut să confirme cine este El și care este autoritatea Lui. Că El este Dumnezeu Fiul întrupat, asta le era foarte greu să creadă evreilor contemporani, evreilor religioși și că el are autoritatea divină absolută. Este una cu Tatăl și are autoritate divină dată de Tatăl. Asta a vrut Domnul Iisus să demonstreze, să, să, să confirme prin minunile sale, prin vindecări chiar. Și o să vă dau, mi dat un exemplu de vindecare, unul pe care o știți foarte cunoscută, clasică. Dar înainte vreau să să, 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 să mai spun ceva. Bineînțeles că Domnul Iisus Hristos, ca un scop secundar al minunilor, a fost și binele celui vindecat, dacă luăm la vindecare. Nu înseamnă că nu s-a gândit deloc, ni se spune chiar că i s-a făcut milă și l-a vindecat. Dar scopul principal, prioritar, al minunilor, al vindecărilor, a fost confirmarea identității și autorității sale. Și aș vrea să vă arăt asta într-un mod special printr-un exemplu din Evanghelie, Marcu, în capitolul 2, vindecarea slăbănogului sau paraliticului adus de cei patru prieteni. Domnul Iisus Hristos își făcea lucrarea, predica Evanghelia și este adus acest om în fața Domnului Iisus Hristos, el vede credința și celor ce l-au adus, și a do aceluia și în primul rând, îi rezolvă cea mai mare problemă, problema păcatului. Fiule, păcatele -ți sunt iertate, dar pentru că asta strânește o controversă cu privire la identitatea lui și autoritatea lui. Cum își permite ăsta să, să, să facă așa ceva, să afirme așa ceva? Cine poate să ierte păcatele? Cine are autoritatea să ierte păcatele? Numai Dumnezeu! Cine se crede? Fariseii, religioși își, își puneau, și, și era normal să-și pună această întrebare. Cum își permite? Hulește și ajung să spună că hulește. Atunci Domnul Iisus Hristos uh, le răspunde, le cunoaște gândurile, pentru că este Dumnezeu, le cunoaște gândurile, îi mustră pentru gândirea lor nepotrivită și întreabă în versetul nou, ce este mai lez, ne a zice slăbănogului? Păcatele îți sunt iertate? Sau a zice, scoală-te, ridică spatul și umblă? Acum, observați precizia întrebării. Nu zice Domnul Iisus ce este mai les, ne a face? Era mai ușor să îl vindece decât să îl ierte. Și el zice, ce e mai ușor a zice? Era mai ușor să zică, iertate sunt păcatele, decât să zică, scoală-te, ridică, spatul și umblă, pentru că e, e, iertarea păcatelor nu îl putea verifica nimeni dacă s-a realizat sau nu. El putea să spună, iertate sunt păcatele și cine te poate verifica Sau au iertat păcatele, s-au șters acolo păcatele sau nu s-au șters din cer, din registrul lui Dumnezeu. Nimeni nu putea verifica, însă când el zice și face minunea, minunea aceasta, vizibilă a vindecării lui, putea fi verificată, putea fi confirmată și el o face tocmai ca să confirme că el are puterea să ierte păcatele și că e adevărat ce a zis când a spus iertate sunt păcatele. Zice, dacă să știți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție sporuncesc, -ți a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică spatul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Prin urmare, scopul, este evident dacă citim cu atenție Evanghelile, scopul principal, prioritar al minunilor, al vindecărilor Domnului Iisus Hristos a fost confirmarea identității și autorității sale. Cine este El? Și că El are autoritate să ierte, să mântuiască, are autoritate divină absolută. Acesta a fost scopul minunilor. Dar dacă citim cu atenție, e foarte interesant, dacă citim cu atenție Evangheliile, observăm un sfârșit al minunilor Domnului Isus în Evanghelii. Pe măsură ce ne apropiem în Săptămâna Mare și intrăm în Săptămâna Mare, în scrierea Evanghelilor, E foarte interesant. În săptămâna patimilor nu mai e abundența și lucrarea aceasta de minuni. Sunt foarte puține. Dacă ar fi să luăm minunile în săptămâna mare, zice că a vindecat niște... Când a intrat în Ierusalim au venit niște orbi și niște șchiopi la el în templu și după aceea pe robul care i-a tăiat la care a tăiat Petru urechea. A trebuit să repare o eroare de-a lui Petru. Și o, o, o greșeală și un rău pe care l-a făcut din râvna lui de a, pentru Domnul. Și după aceea, după înviere, de asemenea e foarte interesant, după înviere Domnul Iisus Hristos petrece cu ucenicii 40 de zile și o singură minune înregistrată în Evanghelie, minune în sensul ăsta, Pescuirea minunată din Ioan 21. În rest, fapte 1 zice ce a făcut Domnul Iisus petrecând cu ei, înviat din morți, acum. I-a învățat, le-a demonstrat că este viu prin prezența lui și i-a învățat cele privitoare la împărăția lui Dumnezeu. A stat cu ei învățându-i, li s-a înfățișat viu, li s-a arătat desi timp de 40 de zile, le-a dovedit că este viu. Și a vorbit cu ei despre cele privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Din momentul morții și a învierii Domnului Isus Hristos, dovada supremă a identității sale și autorității sale este însă și moartea și învierea lui. Domnul Isus nu mai trebuie să facă nicio minune, nici pentru ce, nici ca să-și demonstreze în sensul acesta, că apărea instantaneu cu ușile încuiate, Li se apărea și dispărea. Era așa aceasta, bineînțeles, este o minune. Dar nu mai făcea minuni de genul acesta, la, nu mai ni se spune în Evanghelie că el era preocupat de a face vindecări și alte minuni. Ci de acum, așa cum spune Romani 1 cu 4, a dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea dintre morți. Era dovedit clar, cu putere, cu autoritate, cu toată forța, că este cine este, prin învierea morților. Asta vedem când ne uităm la Domnul Iisus Hristos în, în viața și lucrarea Lui. A avut un scop precis cu minunile și treptat El nu mai face direct minuni. Și acum, și în cu apostolii, dacă ar fi să -l luăm în viacul cu ar zice, ar zice unii, nu mai face Domnul minune astăzi. Nu mai face în felul în care a făcut atunci pe pământ. Face prin autoritatea lui divină, la cuvântul lui, din... dar numai în starea întrupată, fiind pe pământ, cum a făcut atunci. Dar dacă este să ne uităm la apostoli, în viacul apostolic, apostolic în, 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 vedem acelea, încă câteva detalii vreau să subliniez. În primul rând, sursa darului de vindecare și de a face minuni, pentru că aceste două merg împreună, este Duhul Sfânt, clar, în viacul apostolic, după ce a fost revărsat Duhul Sfânt, fapte 2, am văzut și aici, în, în 1 Corinteni, 12, ni se spune, toate le face același Duh. Darul tămăduilor prin același duh. Toate aceste lucruri le face unul și același duh, el dă darul tămăduilor care dă fiecăruia în parte, cum voiește. Sursa este, sursa darului este uh, Duhul Sfânt, el dă darul vindecărilor în viacul apostolilor, apostolic. Dar mai vedem ceva. Ni se arată foarte clar în acest viac. limitarea darului sau selectivitatea celor care primesc darul. Ei sunt o categorie toți? Întreabă Pavel de atâta ori. Toți? Nu. Nu toți. Duhul cum voiește. Și este evident că voința Duhului în viacul apostolic a fost ca apostolii să fie purtătorii darurilor acestea miraculoase, în mod special a darului de a face minuni și vindecări. Și spre a exemplifica asta, pornesc de la textul acesta doctrinar din Întâi Corinteni și vreau să vă ilustrez puțin cu faptele apostol. În faptele apostol, au fost multe prezentări și treceri prin faptele apostol, dar când ne gândim la minuni, vindecări, cine face minuni în faptele apostol, în veacul apostolic? Apostolii! Sunt două excepții în cartea faptelor apostolilor de oameni care vindecă, fac minuni. Sau fac minuni, nu îi se spune explicit este unul ideea că vindecă, dar în mod special apostolul. Ascultați-vă, cât de clare e din faptele apostolilor, capitolul 2. În ziua 50.000 se coboară Duhul Sfânt, avem dar vorbirea în limbi, avem predicarea, explicarea ce am auzit astăzi. Dar uitați-vă ce spune fapte 2 cu 43. Fiecare era plin de frică după ce ni se spune ce, care era atmosfera în biserică, și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Deci, minunile și semnele sunt limitate la apostoli. Nu prin toți care erau în biserică, se făceau minuni și semne, ieșeau pe stradă și făceau minuni și semne. Ci prin apostoli se făceau multe. Minuni și semne, toți erau, stăruiau în rugăciune, în frângerea pâinii, în învățătura apostolilor, în legătura frățească, toți, fiecare era plin de frică, toți erau nelispiți la templu, însă numai prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Același adevăr îl spune fapte 5, întoarce și în fapte 5, fapte 5 cu 12. După Anania și Safira, cazul acesta extraordinar, excepțional, ascultați ce spune fapte 5 cu 12, prin mâinile apostolilor se făceau multe minuni și semne norod. Spuneam și citiți de câte ori vreți faptele apostolilor. Cine face minuni? Petru, Pavel și sunt două excepții. Fapte 6 cu 8. Ștefan era plin de har și de putere și făcea minuni și semne mari în norod. Dar acesta era unul strict legat de coordonarea acest om prin care Dumnezeu face minuni și care are și el acest dar din ce citim aici, este strict, strict, sub coordonarea, sub autoritatea apostolilor în legătură directă cu apostolii. Și apoi în fapte 8, Filip, cei doi deaconi despre care s-a vorbit puțin și dimineață, Filip, fapte 8, 6 și 7, spune când a ajuns în Samaria și predica cuvântul, Noroadele luau minte cu un gând la cele spuse de Filip când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau marții pe de mulți, slăbănoși și șchiopi erau tămăduiți. În afara a lui Filip și a lui Ștefan, care sunt legați de cei 12 apostoli și în colaborare cu ei și sub autoritatea lor, nu veți găsi pe nimeni în faptele apostolilor să facă minuni decât Petru, Pavel și acești doi bărbați. Care a fost scopul darului? Darurilor miraculoase sau darului vindecării a minunilor în viacul apostolic, acestui, acestui dar de a face minuni, vindecări. Confirmarea apostoliei, apostoli, a identităților și autorităților, exact ca și la Domnul Iisus nu erau Domnul Iisus, dar ei erau trimiși și împuterniciți ai Domnului Iisus Hristos. Emisarii Domnului Iisus, purtătorii autorității directe de la Domnul Iisus Hristos, i-au luat direct de la Domnul Iisus și ei trebuia să confirme identitatea lor de apostol și autoritatea, ca autoritatea să, să inițieze o nouă lucrare, o nouă dispensație, să, că Evanghelia pe care o predic, am auzit, este adevărată. Același erau semne. Darul acesta erau semne ale apostoliei și a legăturii directe cu apostolul, cum spune Pavel, revin 2 Corinteni 12 cu 12 și cum avem mărturia și în epistola către evrei, evrei capitolul 2, versetele 2 la 4, o să auzim, spunea și fratele Beni, mâine mai mult explicarea detaliată acestui text, doar vreau să ne uităm fugitiv la acest pasaj și să vedem cum darurile Duhului date apostolilor funcționează ca și confirmare a identităților și autorității primite de la Domnul Isus și a cuvântului că el au primit direct de la Domnul Isus. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri, spune evrei 2 cu 2, începând de la versetul 2, s-a dovedit zgudit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare care după ce ne-a fost vestit întâi de Domnul, Mântuirea, mesajul mântuirii ne-a fost vestit întâi de Domnul, se referă la Domnul Isus Hristos care a fost pe pământ, după ce ne-a fost vestită de Domnul, ne-a fost adeverită, confirmată, comunicată din nou, de cei ce au auzit-o, de la Domnul direct, cine? Apostolii. În timp, ei ne-au adeverit-o, în timp ce Dumnezeu întăria mărturia lor sau confirma mărturia lor cu semne puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia Sa. Și Domnul a dat darurile apostolilor ca să confirme mesajul lor unic, revelator, mântuitor și identitatea lor unică, și autoritatea lor unică. Ăsta a fost scopul darului vindecărilor și a minunilor în viacul apostolic de autentificare a lucrării apostolice și a autorității apostolice. Prin urmare, darul este restrâns la ei. Noi astăzi o să auzim și mâine, noi astăzi nu mai este nevoie să ne confirmăm identitatea și autoritatea cu semne și minuni. Noi avem cel mai puternic argument și cea mai puternică dovadă autorității cuvântul lui Dumnezeu care este mai tare decât orice, oricine, orice semn, orice minune se subordonează măreției și autorității cuvântului Dumnezeu. Avem cuvântul Dumnezeu întreg. Nu mai trebuie să ne confirmăm identitatea și uh, autoritatea cu semne, ci ne poate verifica oricine dacă avem un mesaj autentic luând cuvântul lui Dumnezeu și punând cuvântul peste tot ceea ce spunem și ascultând tot, ce, tot ceea ce spunem în lumina cuvântului lui Dumnezeu care este inspirat de Duhul Sfânt. Prin urmare, darul vindecărilor a fost funcțional în viacul apostolic și asta vedem dacă citim cu atenție Cartea Faptele Apostolilor, citim epistole și punem împreună și în viața Domnului Isus Hristos și în viața apostolilor și în viacul apostolic a avut același scop să confirme identitatea și autoritatea lui Dumnezeu prin Hristos întrupat și apoi prin apostolii trimiși direct de Domnul Isus și autorizați de El, împuterniciți de El. Acum, în a treia parte a prezentării, aș vrea să merg puțin spre argumentele principale a celor ce încă mai cred că este darul vindecărilor funcțional și au minunile. În mod special mă refer la vindecări. Cei care pretind astăzi că trebuie să credem în mod special în vindecări, să le căutăm în minuni, în sănătate și vindecare în numele Domnului, care proclamă sănătate și vindecare în numele Domnului și care susțin ca o darul vindecării, folosesc în mod special două argumente. În mod special în mișcarea carismatică, pe care aș vrea să le luăm în considerare, să gândim puțin asupra lor și să încerc să demonstrez că sunt foarte greșite. Nu, au niciun fundament biblic și uh, nu interpretează corect Biblia. De fapt, mint pe oameni cu Biblia folosindu-se de Biblie. Uh, primul argument major folosit de mișcarea carismatică pentru a susține funcționalitatea și vindecării și a darului vindecărilor și a, a căutării noastre după vindecare este uh, faptul că vindecarea bolilor noastre a fost acoperită de ispășirea realizată de Hristos pe cruce. Pornind de la Isaia 53, versetele 4 și 5, argumentează și susțin că Hristos pe cruce a rupt legăturile păcatului, legăturile bolilor, și noi trebuie să avem iertare de plină și sănătate de plină. Și asta susține este că este Evanghelia de plină, este să fii iertat de toate păcatele și vindecat de orice boală. Pentru că Hristos în jertfa lui pe cruce a acoperit nu numai păcatul nostru, ci și bolile noastre, neputințele noastre, durerile noastre totul a luat asupra lui pe cruce. Cu acest pornind din Isaia 53, merg în Matei, capitolul 8, versetele 16 și 17 și apoi în 1 Petru, capitolul 2, 24 și 25 și îți argumentează că în jertfa Domnului Iisus Hristos este dată vindecarea, prin urmare, pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos, vindecarea se poate obține și darul este încă în funcțiune. Dar o citire atentă, numai a Isaia 53. Dacă citim Isaia 53, și vă rog să întoarceți cu mine numai câteva momente, nu o să citim tot Isaia 53, deși merită oricând. O să citim câteva versete din Isaia 53, versetele 4 și 5. Versetul 6, versetul 8, și versetele 11 și 12. Dacă citești Isaia 53, poți rămâne vreun moment cu gândul că Hristos a făcut ispășire pentru bolile noastre? Dacă citești tot Isaia 53, ai putea rămâne, ar putea cineva citind Isaia 53 să se gândească vreodată la bolile lui? Eu niciodată nu m-am gândit până n-am auzit pe ăștia. Poate am fost mai Ascultați-mă, totuși, părăsit despre, este cea mai, cea mai, măreață portretizare a, a jertfei lui Hristos în, în, Vechiul Testament. Totuși, el suferințele noastre a purtat și durele noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit de Dumnezeu, pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. De ce oare? are? Ascultați versetul 6. Noi răzăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Versetul 8. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământ celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Ei nu s-au gândit la asta, că el moare pentru păcat, dar pentru asta murea, este uh, uh, argumentul lui Isaia. Versetul 11 va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiurilor lor. Versetul 12. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. De câte ori repetă păcatele, nelegiuirea, păcatele, nelegiuirea. Citiți Noul Testament. Matei 8, 16 și 17, care îl citează pe Isaia 53, citează, ia partea aceea cu suntem tămăduiți, aceste două versete arată că ceea ce a spus Isaia se împlinește în lucrarea de vindecare a Domnului Isus, în lucrarea de vindecare fizică a bolilor pe care a făcut-o Domnul Isus în vieții sale înainte de jertfa sa, Matei 8, 16 și 17 nu pomenește jertfa Domnului Iisus Hristos, nu vorbește nimic despre jertfa Domnului Iisus. Este în timpul lucrării sale de vindecare. Este o împlinire a faptului că vindecă și bolile și durele, dar nu are de-a face cu jertfa Domnului Iisus Hristos. De asemenea, în 1 Petru 20, 2, 24 și 25, tămăduirea este clar, este o tămăduire a Bolii păcatului, a durerii și răutății și tot ce se produce în urma păcatului. Da? Dacă citim mai, mai departe în Noul Testament, n-ar fi înțeles autorii Noului Testament, apostolii care au fost cu Domnul Isus Hristos, că Domnul Isus a făcut ispășire pentru păcat? Ascultați ce spune eh, Pavel în Evanghelie. 1 Corinteni 5, 15. Evanghelie. V-am învățat înainte de toate, așa după cum am primit și eu, că Hristos. A, a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi. A murit pentru păcatele noastre. Nu scrie nicăieri, niciun apostol, niciun învățător nu spune. A murit pentru bolile noastre. 2 Corinteni 5 cu 21. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat. Nu l-a făcut boală, nu l-a făcut nici bogăție sau sărăcie ca noi să fim boga bogați l-a făcut păcat ca noi să fim de prihănirea lui Dumnezeu în el. Și aș putea continua. Efeseni 1 cu 7. În el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său. Nu există niciun verset în Noul Testament care să susțină când e vorba de jertfa Domnului Iisus Hristos că Domnul Iisus Hristos pe cruce ar fi făcut ispășire pentru bolile noastre. Asta e unul din argumentele lor. Al doilea argument principal este Iisus Hristos este același. Ieri și azi și în veci. Corect! Dar observați cât de precis e versetul acesta. Se referă la natura, la persoana Domnului Iisus Hristos și eu spun amin! Dar nu scrie Iisus Hristos face aceleași lucrări ieri și azi și în veci că atunci ar trebui să începem din nou cu creația, de la creație ar trebui să ne întoarcem, că Iisus a fost prezent la creație. Ar trebui să recreeze în fiecare generație lumea, să vină din nou să se întrupeze, în fiecare generație sau la cel puțin 100 de ani, dacă Iisus Hristos face aceleași lucrări ieri și azi în veci, ar trebui în fiecare generație să vină să se întrupeze încă o dată, să moară încă o dată, să învie, să facă minunile pe care le-a făcut în timpul vieții sale și mereu și mereu asta. Iisus face aceleași lucrări. Nu face aceleași lucrări. Iisus Hristos este același. Da! Dar nu scrie versetul ăsta, nu-ți dă nicio idee că Iisus face aceleași lucrări. Natura lui Dumnezeu, natura lui Hristos, identitatea lui este aceeași. Dar nu, asta nu înseamnă că El face aceleași lucrări. Prin urmare, Argumentele majore și altele sunt răstălmăcirea ale Scripturii. Dacă sunt luate din Scriptură, sunt versete pe care le au le mult din context, vor să spună prin ele ce vor ei și nu respectă intenția și semnificația versetelor. Dar cum aș argumenta Bineînțeles că nu vreau să depășesc timpul. Acum aș vrea să merg spre final, ultima parte a prezentării mele. Dovedirea biblică a încetării darului vindecărilor sau a darurilor miraculoase. O să încerc să vă dau trei argumente. Las ca unele, unul să fie dezvoltat mai mult de fratele Beni în mâine cu cesaționismul. Uh, unu. Revelația progresivă a Scripturii ne duce în această direcție. Dacă ținem cont de revelația progresivă, nu putem să nu vedem că într-acolo merge revelația lui Dumnezeu în care nu mai e vorba de minuni. De exemplu, de ce în epistole nu se accentuează asta? Vindecările. Nu ni se cere să căutăm vindecări. Vedeți, chiar și în viacul apostolic, probabil Iacov este prima epistolă scrisă. Probabil, e discuție, Iacov sau Galateni. Dar Iacov e printre primele epistole care au fost scrise. Și în Iacov 5 cu 14 ni se spune, la, dacă este vreunul printre voi bolnav, de ce nu se spune să meargă la cei ce au darul vindecărilor? Nimeni nu se încurajează asta, să meargă la cei ce au darul vindecărilor, ci spune, dacă este unul printre voi bolnav, să cheme pe prezbiterii bisericii, să se roage pentru el după ce îl vorunge cu un numele Domnului rugăciunea făcută și zice, nu să cheme unul, unul care e guru sau nu știu ce, ăla e vindecător, nu, se cheme pe toți și nu, nici nu spune să-și pune mâinile peste el, să-l ungă cu un de lemn. ungerea cu un de lemn, dacă vreți explicați suplimentare la pauze sau la întrebări, ungerea cu un nu este medicamentație acolo, termenul grecesc este alifeo, să-l dea cu alifie în numele Domnului totul în veacul apostolic se făcea în numele Domnului și mâncatul și băutul, că unii zic, da, cum e numele Domnului? Înseamnă că are o semnificație spirituală. Nu! Și medicamentul îl iei dacă există în numele Domnului cu dependență de Dumnezeu, cu credință în Dumnezeu, că El te poate vindeca și te rogi ca El să te vindece și chem și pe alții să se roage să te vindece. De ce nu încurajează apostolii să, să caute pe cei ce au darul vindecărilor în scrie lor? Pavel, în 1 Timotei, pe Timotei, de ce nu-i zice, vină la mine că mă pun pune mâinile peste tine, sau stai liniștit că vin imediat și îmi pun mâinile peste stomacul tău, sau pune-ți mâna pe stomac, sau în dreptul stomacului și roagă-te împreună cu mine o rugăciune și să vindecă. De ce nu face Pavel asta? Pentru că asta era norma, nu asta era scopul. Nu trebuia să-i demonstreze lui Timotei că el este apostol, Pavel, să facă o minune. Timotei știa că Pavel e apostol, Pavel știa că Timotei știe și crede asta, așa că îi zice, ia asta. medicamentul care există în vremea aia pentru boala pe care o ai. Folosește medicamentul. De asemenea, o argumentație interesantă, aș vrea doar să vă dau așa o idee, să citiți 2 Tesaloniceni, capitolele 2 și 3. În capitolul 2, foarte interesant, când am studiat această epistolă, în capitolul 2, spre sfârșit de la versetul 8, Pavel vorbește despre lucrarea Anticristului, care se va face în vremurile din urmă, va fi o vreme de minuni. Lucrarea Anticristului, care va fi prin semne minuni mincinoase. Și spune și de ce unii vor primi, pentru că n-au primit dragostea adevărului și credința adevărului, credința în adevăr. Foarte interesant că după ce le prezintă lucrarea înșelătoare a, a Satanei, a anticristului, care va fi în vremea necazului cel mare, apostolul Pavel, când îi cheamă în capitolul 3, aplicativ pe ei, spune așa încolo fraților, rugați-vă pentru noi ca cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit cum este și la voi foarte Pavel cu alte cuvinte zice rugați-vă Domnului ca noi să contracarăm lucrarea anticristului eu să fac lucrarea care e împotriva ceea ce va face anticrist rugați-vă ca eu să fac semne și minuni adevărate, dacă el va face semne și minuni mincinoase, eu să, să subminez asta de pe acum făcând semne și minuni adevărate, nu zice rugați-vă să răspândesc cuvântul și să se răspândească și să fie proslăvit. Adică primit cu acea cinste și ni se spune în întâi tesaluceni că ați primit cuvântul Lui Dumnezeu așa cum și este în adevăr ca și pe cuvântul Lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. Rugați-vă ca eu să răspândească, să se răspândească cuvântul și cuvântul să fie primit în așa fel încât să se dea toată cinstea cuvântului, să fie proslăvit cuvântul Lui Dumnezeu. E foarte interesant că în toate rugăciunile Apostolului Pavel și în cerile sale de rugăciune niciodată nu cere să se roage, frații, pentru el să aibă putere să facă minuni și să fie credincios Evangheliei. Și, de asemenea, dacă observați toate rugăciunile lui Pavel, nicio rugăciune nu este eh, concentrată pe nevoile fizice de vindecare sau de alte nevoi, ci toate sunt cu prioritate pentru lucrurile spirituale. Toate acestea ar trebui să ne învețe ceva și să ne, ne conducă spre ceva dacă urmărim regla, Revelația Progresivă și firul Revelației lui Dumnezeu în Scriptură, cum s-a revelat Dumnezeu și cine a descoperit el. Asta e primul argument. Revelația Progresivă ne duce în această direcție, spre o încetare a darurilor, semne miraculoase, a darului vindecărilor chiar. Al doilea argument, realizarea și completarea canonului Scripturii face darul vindecării ca și alte daruri miraculoase inutile. Nu-și mai au scopul, obiectul de lucru, să confirme revelația, mesajul mântuitor, identitatea celor ce aduc mesajul. 1 Corinteni 13, 8 la 10 arată foarte clar că unele daruri vor înceta. Dacă ar fi vorba de revenirea Domnului Iisus Hristos aici, nu ar fi o selectivitate a darurilor. Asta, asta vor înceta. Ce ar fi toate. Toate. Darurile vor înceta când vine Domnul. Dar ce astea vor înceta când vine ce este desăvârșit. Ce este desăvârșit nu are de-a face acolo cu venirea Domnului. Ci ce este desăvârșit este completarea revelației a Conului Scripturii. Vom auzi mai mult despre asta mâine. Și al treilea argument este uh, reducerea apostolilor până la moartea ultimului în viață, Ioan, pentru că darul, apostol, darul vindecărilor sau darul miraculoase, așa cum am spus în prima, mai la început, era legat de prezența apostolilor. Apostolii care erau agenți direcți ai Domnului Iisus și oameni responsabili cu completarea revelației aveau darul acesta odată cu moartea lor. Și a ultimului dintre ei, al lui Ioan, darul acesta nu mai avea reprezentativitate pământ prin urmare cred sunt convins pe baza cuvântului nu am experiență și eu ca fratele Beni, dar am și experiență dacă ar fi să vă spun în alt fel cred că Dumnezeu face minuni vindecări în virtutea suveranității sale ca răspuns la rugăciunile poporului său pentru a arăta slava lui Însă niciodată Dumnezeu nu face aceste minuni reale prin pretinși vindecători și prin pretinsul lor dar de vindecare. Darul de vindecare nu mai există, nu și are rostul. Aș vrea să închei totuși câteva provocări legate de sănătate, boală și nevoia aceasta pe care o resim mult și își doresc mult să fie vindecați, ce ar trebui să faci? Câteva provocări practice. Să-i mulțumești Domnului pentru sănătatea care o ai și să ai grijă cât poți de ea. 2. Când ești bolnav, nu-i păcat să te rogi pentru vindecare, roagă-te lui Dumnezeu. Și când știi pe cineva bolnav, nu-i păcat roagă lui Dumnezeu ca Domnul să-l vindece. Și dacă Domnul vrea, Doamne, dacă vrei, știm că Domnul poate. Întrebarea pe care trebuie să ne o punem, oare Domnul vrea? În al treilea rând, cercetează-te când ai de-a face cu boala. Boala poate fi și o disciplină a lui Dumnezeu pentru copiii lui. 1 Corinteni 11 cu 30 pentru că nu au tratat corespunzător cina Domnului, din pricina aceasta sunt în voi mulți bolnavi, neputicioși și nu puțin chiar și dorm. Apoi, ești bolnav, cere ajutorul oamenilor lui Dumnezeu în rugăciune. Iacov 5 cu 14. Cheamă prezbiterii bisericii să se roage. Dacă ai încredințarea asta că e bine și e bine, cheamă să se roage. Acasă, nu te duce tu și facem slujbe de vindecare și ungere. În al cincilea rând, folosește medicamentele. Dacă ești bolnav, du-te la un medic bun, caut un medic bun, folosește medicamentele care știi că există, informează-te. În al șaselea rând, supune-te voie lui Dumnezeu. Dumnezeu își primește slava de la noi și trebuie să-l proslăvim pe Dumnezeu și în sănătate și în boală. Oare să primim de la Dumnezeu numai binele cu mulțumire și greu și încercările de genul bolilor să nu le primim? Dumnezeu trebuie glorificat și în boală și în sănătate. Doamne ajută-ne! Și o să închei cu un gând cât se poate de înălțător. În, sfârși... în final toți vom fi vindecați în Noul Ierusalim. Apocalipsa 22. Acolo vom avea vindecarea de plină. Dacă am fi toți vindecați aici pe deplin, de ce ne-am mai, mai, vrea să ajungem în Nouă Ierusalim? Dacă ar fi sănătate de plină, bogăție, de ce am mai vrea să fim în Noua Ierusalim? Pentru Domnul Iisus, dar și acolo Domnul ne va da vindecarea prin înviere, trupuri noi și care vor trebui să treacă printr-un, spune Apocalipsa 22 cu 2, că frunzele pomului vieții slujesc la vindecarea neamului. Vor trebui să fie, tragă printr-un proces de terapie, acolo este cuvântul terapeuo în greacă, va fi o terapie, nu o vindecare, restaurarea restaurare a sănătății, ci un fel de aclimatizare cu veșnicia. Domnul să ne ajute!